Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, Hristos a înviat, iată, suntem la o nouă emisiune, practic la interviul săptămânii. Știți că săptămână de săptămână mi-am propus și vă propun și dumneavoastră să descoperim o altă latură a oamenilor pe care dumneavoastră îi vedeți de obicei la altar sau în slujba bisericii. Vom vedea de-a lungul timpului, vor fi preoți, vor fi laici, vor fi persoane care efectiv, în ceea ce fac, încearcă să contribuie la evangelizare, la a ne face mai buni creștini. Invitatul de astăzi este un părinte deosebit. Cu siguranță îl cunoașteți pentru că este destul de prezent în viața tuturor. Și anume, părintele Alois Bulai. Vă spun, bine ați venit, părinte, și Hristos a înviat. Bine v-am găsit, adevărat a înviat. Suntem în context pascal și iată că am trăit această sărbătoare chiar și cu această, voi spune cum spun copiii mei, da? Panoramă de COVID, că ei nu spun pandemie, sunt prea mici ca să zică pandemie și zic panoramă. Am trăit sărbătoarea pascală și în acest context. Dumneavoastră, datorită vârstei pe care o aveți, ați trăit zeci de sărbători pascale. Cu ce a venit anul acesta, în plus sau în minus față de ceea ce ați trăit până acum? Sărbătoarea de anul acesta nu a venit cu nimic în plus față de misterul pe care îl celebrăm în fiecare an. Este învierea lui Hristos din morți. Impactul pe care această celebrare o are asupra oamenilor în anul acesta este mai mare, pentru că suntem cufundați cu toții într-o atmosferă de înmormântare, de frică, de fugă de această pandemie care a ocupat, ocupă toate sferele activității umane. Și din cauza aceasta, zic, pentru omul de astăzi, celebrarea pascală are o rezonanță mai puternică, pentru că Iisus Hristos, înviind din morți, a distrus moartea și a distrus păcatul. Și în felul acesta suntem îndemnați ca în acest context să ne întărim speranța că îl vom urma pe Cel care a înviat pentru ca și noi să înviem. Este oare această sărbătoare pascală cea care se potrivește cel mai bine timpurilor acestea și mă refer la pandemia de coronavirus, pentru că iată, Hristos ne arată că există viață după moarte. Ar trebui să înțelegem că va exista viață și există viață chiar și cu această pandemie? Cu siguranță. Semnificația este aceasta. Tot misterul întrupării ne invită la speranță, pentru că tot misterul vieții lui Iisus Hristos este o invitație la a ne ridica din condiția noastră de oameni limitați ca orientare, pentru ca să depășim toate barierile, inclusiv cele ale condiției umane care se termină odată cu moartea, și să trecem dincolo de această barieră împreună cu El care a doborât-o. Dumneavoastră sunteți născut în anul 1955, nu greșesc, așa e? Da. Și cu siguranță vă amintiți de sărbătorile pascale din copilărie, mai apoi de la seminar, de când erați vicar, paroh și tot așa, da? V-ați închipuit vreodată, nu știu, voi spune anul 1980, că vom ajunge să transmitem învierea online, că vom ajunge să urmărim slujbele online, că va fi acest salt atât de imens, vom spune, pentru celebrările liturgice? Nu, n-am avut niciodată perspectiva aceasta. Am dorit tot timpul să putem să spunem, să putem să mărturisim, să putem să dăm dovadă prin ceea ce suntem că Iisus Hristos, speranța noastră, a înviat din morți, numai că niciodată nu ne-a dus gândul până la cucerirea aceasta a tehnicii. În vremea când eram în seminar, speranța noastră cea mai mare era aceea de a face o revistă. Nu aproba nimeni o astfel de revistă. Totuși, părintele Ferenț, care era rector la vremea aceea, a luat asupra lui responsabilitatea de a face o revistă lunară numai pentru interiorul seminarului și trebuia să o facem în regim de, cum să spun, de interior. Era numai a noastră. Era secretul
Am participat cu toții la acest moment deosebit pentru viața noastră seminarială, că toți au participat, fiecare cu ce a putut, au adunat foile, le-au legat, le-au uns cu șmoală de aia, au făcut copertă. Tot ce s-a putut, s-a făcut în liniște, ne era frică să vorbim între noi, pentru că era lucrul cel mai frumos pe care puteam să-l realizăm. Aceea ca să imortalizăm gândirea noastră, speranțele noastre, orizonturile noastre, puteam să le scriem acolo pe o bucățică de hârtie. Și asta pentru noi era maximum. Dar dumneavoastră nu v-ați oprit aici și știu că ați făcut așa o pasiune pentru latura aceasta de reviste, deci până într-atât încât ați ajuns să traduceți Biblia. Asta zic că ceea ce ținem în mână vi s-a părut foarte important, dincolo de ceea ce mărturisim, ceea ce vorbim, ceea ce facem. Mi-ați zis de acea revistă și mă gândesc că atunci ați început să creionați această pasiune pentru a ține ceva în mână și a avea o mărturie scrisă despre ceea ce trăim. Deci în mod difuz, poate că a fost și asta ca o pregătire remotă. Participarea mea la traducerea Sfintei Scripturi a fost, mărturisesc lucrul acesta, un dar absolut neașteptat și nemeritat pe care mi l-a făcut Domnul prin superiorii care erau atunci, era ordinarius al diecezei noastre, preasfințitul Gheorghel, și era episcop din București, preasfințitul Robu Ioan. Și au venit odată când eram vicar la Bacău și mi-au spus de planul acesta, care era secret, trebuia să mergem... În ce an se întâmpla asta? Asta se întâmpla în 1985. Trebuia să plecăm mai mulți preoți la Roma pentru un an de zile ca să studiem limbile biblice și după aceea să ne întoarcem să ne apucăm de lucru. Era părintele Burcă Dumitru, Dumnezeu să-l odihnească, el n-a mai apucat nici măcar să știe de proiectul ăsta, n-am avut timp să îl spun pentru că a murit îndată în zilele acelea. A fost părintele Anton Budou, cu care am tradus Noul Testament și pentru care nu știu cum să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-am cunoscut, un om de o umilință și în același timp de o clar viziune absolut unice. A fost partenerul meu de fiecare zi, care avea tot timpul masa pregătită cu cărțile deschise și când veneam eu, care eram implicat și în muncile administrative ale seminarului, el era întotdeauna gata și am lucrat cu el multe ori. Mi-aduc aminte odată de anul nou, am lucrat până la miezul nopții, am lucrat cu dânsul pentru că era pentru noi lucru cel mai frumos pe care ni l-a făcut Domnul, acela de a pătrund din misteriile Sfintei Scripturi. Dar de unde credeți că a venit, nu știu, dincolo de responsabilitatea care v-a fost dată de superiori, ați făcut lucrul acesta și cu mult drag din ceea ce îmi povestiți? E, nu știu, e o chestiune din copilărie care v-a apropiat mai mult de acest sector sau de unde această pasiune, îi vom spune pasiune? Poate că este și din trecutul meu. Când eram copil, am găsit un Noul Testament fără coperți, nu știam că e Noul Testament, dar era o cărticică pe care am găsit-o la bunicul meu după tată și care a ajuns la noi și mi-aduc aminte cât tata, Dumnezeu să-l ierte, în fiecare duminică ne citea un fragment din Noul Testament și probabil că de acolo a venit dragostea, dar adevărata pasiune pentru Sfânta Scriptură a venit din studiile pe care le-am făcut la Roma și în Israel. Dumneavoastră ați copilărit la Sagna și mi-ați povestit acest episod legat de tatăl dumneavoastră. Nu știu, ducându-ne spre zona vocației care s-a născut la un moment dat și pe care ați simțit-o, ce credeți că a contribuit cel mai mult? Nu știu, n-am făcut niciodată o cuantificare a influenței pe care a avut-o cineva asupra vocației mele. Sigur s-a născut în timp.
poate că atunci când mă ducea bunicul meu la slujbă dimineața la ora 4, era în timpul verii, și mă punea să stau lângă el pe scaun. Și copil și fiind, n-ați comentat niciodată? Îmi plăcea să merg cu el, chiar dacă mai adormeam, mai moțăiam pe bancă, dar mă duceam cu plăcere cu el. Era un ritual extraordinar de important pentru mine să încep Sfânta Liturghie acolo, Sfânt Ziua, să o încep în biserică. Era nemaipomenit de frumos. Poate că a venit, să știu, vocația asta odată cu primul meu paroh, părintele Gaievski Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească, care era de o bunătate care nu se poate descrie. Era slab așa ca preot, ca eu știu, predicator, ca, dar era un om de o bunătate fantastică, adică toți oamenii se adunau în jurul lui și înainte de a intra în biserică stăteau cu el, care venea și fuma o țigară pe bancă împreună cu oamenii. Și când spunea el, hai să mergem, toți mergeam în biserică. Sau poate că influența cea mai mare a avut-o părintele Gheorghe Lenghen. A venit la noi ca paroh tânăr. Era prima lui parohie. S-a consumat total pentru oamenii din sat. A făcut tot ce s-a putut în satul acela. A mers în fiecare familie, le-a învățat pe femei cum să spele străchinile, vasele, cum să facă mâncare. I-a învățat pe oameni când să se scoale dimineața și să meargă la treabă. Era un om nemaipomenit. De altfel, în memoria satului meu a rămas ca părintele. Ceilalți care au venit era părintele paroh sau părintele vicar, dar el a rămas părintele pentru că a făcut extraordinar o reformă completă a comunității Sagna. Avea o mașină care era numită din noi avionul, pentru că, cum spun, se clătina din toate încheieturile și suna că s-auzea de la capătul satului. Cred că s-au născut cel puțin câteva zeci de copii în mașina lui, pentru că veneau femeile ca să meargă la Roma, la maternitate, dar de multe ori se întâmpla misterul nașterii acolo, în mașina lui. Și zic că a fost un om extraordinar. De altfel, el a fost cel care a venit în cameră la mine și mi-a spus într-o zi, era o ziua care venea după o noapte în care a plouat în continuu și nu puteam să merg la câmp. De obicei mergeam cu maică-mea la câmp și el a venit, eram în cameră, citeam o carte și eram întins pe pat, ascultam o emisiune de muzică, era între 8 și 9, muzică la cerere. Și mă întreabă, ce faci? Păi zic, uite că citesc. Zic, știi că se dă examen la seminar. Nu vrei să mergi? Până să răspund, adică m-am și sculat și am mers cu el. În ziua aia n-am mai prins examenul care se dădea la Săboani. Era târziu când am ajuns, dar după aceea, când s-a repetat examenul la Bacău, am pus și am dat examen la Bacău. În ce a constat acest examen? Pentru că din ceea ce îmi spuneți, n-ați făcut niciun soi de pregătire sau nu e că v-ați gândit și v-ați pregătit pentru asta special? Da, adică profesorii care făceau admiterea în seminar urmăreau înainte de toate capacitățile. Pregătirea era inegală între cei de la oraș, cei de la țară și de la țară în diferite locuri. La o pregătire era complet inegală și ar fi fost nedreaptă, să spunem, trierea numai după capacitatea intelectuală a candidaților. Și atunci preoții care veneau căutau să descoperi legătura aceea deosebită cu Domnul, care îți permite după aceea
să te desăvârșești în această slujire și să ajungi la un moment de maturitate spirituală în care să spui da sau nu. Iată o metodă foarte, foarte bună și care chiar s-ar potrivi și în timpurile noastre, cu siguranță. Da, sigur, este la fel și în zilele noastre. Adică există o materie pentru verificarea capacităților intelectuale, adică să vede capacitatea de a lega o propoziție, eu știu, de a face un calcul matematic, de treburi de astea, dar ceea ce se urmărește de fiecare dată este familiaritatea cu Domnul și cu cele sfinte. Totuși, spre deosebire de acele timpuri, în zilele noastre se pune mai mult accent pe pregătirea aceasta intelectuală, pe ce note ai avut de-a lungul timpului, de asta și copiii și generațiile actuale trag atât de mult și sunt atât de stresați să aibă note bune, pentru că oriunde te duci după contează cu ce notă ai terminat examenul 1, examenul 2, bacalaureatul și tot așa. Ceea ce mi-a plăcut din ceea ce ați zis e că, într-adevăr, accentul era pus cu pregătire pe partea aceasta, pe vocație până la urmă, da, pe ceea ce se simte dintr-o conversație sau din analiza personalității unui om. No, și acum, de fapt, adică la noi este examenul acesta STAS de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, pentru că pregătirea intelectuală a studenților este, cum spun, încredințată Universității Cuza. Dar există un examen vocațional la care participă superiorii din seminar și ei sunt aceia care apreciază dacă cineva este sau nu vrednic ca să intre în seminar. La această analiză intră, bineînțeles, și o caracterizare din partea păstorului local, adică care cunoaște familia, care cunoaște evoluția, care știe problemele de, zicem, interne ale candidatului pentru Sfânta Preoție. Puteți face totuși o comparație între, nu știu, studenții de acum 20 de ani și cei care sunt astăzi? Cum îi vedeți într-o paralelă? Bun, deci eu pot să fac comparații la diferite niveluri. În primul rând era numărul candidaților pentru un loc. În momentul când am intrat eu la seminar, se intra o singură dată la 4 ani. Eu, spre exemplu, am făcut 3 ani la liceul statal, la Roman Vodă, și după aceea am venit ca să iau de la capăt, din clasa 9. Am luat seminarul mic pentru că ăsta era ciclu complet de pregătire pentru Sfânta Preoție și seminarul mic nu era recunoscut ca școală, să spunem, din nivel liceal. Și din cauza aceasta, deci am lăsat liceul și am venit și am luat seminarul. Bine, după aceea am completat și liceul la stat. Dar zic, pe vremea aceea, deci, era problema aceasta a ocupării unui post. De exemplu, prin anii 90, când eu eram cooptat în conducerea seminarului, erau și câte 15-20 pe un loc la seminar. La ora actuală nu mai există problema aceasta a numărului candidaților. După aceea, ca o problemă, să zicem, de caracterizare a tinerilor, se angajează foarte greu pentru o decizie pe termen lung. Li se pare imposibil ca să te gândești de pe acum ce faci la 30 de ani sau la 40 de ani. Trăiesc de pe o zi pe alta, adică sunt obișnuit să consumi repede ceea ce vine, adică a venit un film, e gata, se angajează, o venit, dar se termină, adică angajarea nu este atât de radicală și nu este pentru totdeauna. Și automat acțiunile lor, acești pași sunt superficiali.
Nu neapărat. Nu mă refer la cei din seminar. Dumneavoastră, ceea ce mi-ați zis, mi s-a părut că se potrivește absolut tuturor tinerilor. Cu toate că discuția noastră era despre tinerii de la seminar. Da, da. Am recunoscut generațiile actuale și chiar și generațiile din care am făcut și eu parte la un moment dat, în ceea ce ați spus. E greu să își asume ceva, e greu să se responsabilizeze și, în afară de asta, pe lângă ceea ce privește propria lor persoană, e greu să-i angajeze și pe alții și să fie responsabil pentru ei. Vorbim aici de întemeierea unei familii, vorbim, bineînțeles, de a conduce o parohie sau ducând discuția spre zona seminarului. Dar unde credeți că va duce acest lucru? Nu știu, probabil că problema este mai complicată și în rezolvarea ei trebuie să intri toți factorii care participă la procesul educațional. Adică trebuie să intri înainte de toate părinții. Părinții dau dovadă de o slăbiciune bolnăvicioasă față de copiii lor. De la, eu știu, o lună de zile sau două luni de zile, copiii învață să-i șantajeze pe părinți. Adică știu să profite, iar părinții nu știu să refuze nimic. Adică ei iau minunea de copil în față și știu că-i ce-au mai scump. Da. Și atunci ei nu refuză nimic. Adică copiii nu mai sunt învățați că ceva trebuie dobândit, că pentru a obține ceva trebuie să faci un efort. Lucrul ăsta se prelungește după aceea la școală. La școală cadrele didactice nu au devenit un fel de eroi care se retrag în umbră. Adică nu mai au nicio forță în luarea deciziilor, pentru că pentru a rezolva o problemă intervine înainte de toate legea care dă întotdeauna dreptate elevului sau studentului și cadrul didactic cade întotdeauna pe locul 3, pentru că în luarea deciziei intervine după aceea comitetul de părinți, care întotdeauna este orientat spre salvarea propriilor copii și nu spre aflarea adevărului propriu-zis. Și din cauza asta zic că e greu. Zic, pentru rezolvarea problemei trebuie toți cooptați pentru a obține un rezultat viabil. Eu, din experiența pe care o am la seminar, pot să spun că un mod de a duce la creșterea responsabilității, la creșterea spirituală și la maturizarea umană a copilului este încredințarea responsabilităților încă de când este mic. Eu am avut ocazia nu să lucrez cu multe serii de seminariști și mi-aduc aminte când intrau în seminar, primul lucru pe care îl făceam, îi spuneam la părinți să-i saluti și de acum rezolv problemele cu ei. Ei devin partenerii mei de discuție și de dialog și ei nu mai au ce să caute părinții și, cum să vă spun, lăsam un copil din clasa nouă, în seminarul mic, îl lăsam responsabil pe toate casa. Când plecam undeva, copilul acela se maturiza într-o zi pentru faptul că i-am acordat încredere. Știam după aceea că pot să-i încredințez absolut orice, pentru că el era teribil de fericit și a crescut, pentru că și-a îndeplinit o obligație, o misiune. Practic, părinte, dumneavoastră vreți să-mi spuneți că a spune nu unui copil nu înseamnă că nu-l iubești, nu? No, dimpotrivă, a spune nu atunci când este momentul potrivit este un moment de educație profundă. Pentru că noi avem responsabilitate față de copii ca să învățăm ceea ce este bine și ceea ce este rău. Și atunci trebuie să spunem în fața unui bine da și să-l încurajăm și în fața unui rău trebuie să spunem nu
și să-l interzicem. Sunteți norocos că ați cunoscut atât de multe generații de copii, elevi. Știu că ați fost la un moment dat parof și ați fost în parohia din Bacău, pe vremuri, nu? Pe atunci doar parohia din centru. Mi-ați povestit înainte de emisiune un episod foarte interesant atunci când v-ați dus în 1986 să sfințiți casele. Haideți să le povestim și prietenilor noștri cam cum se întâmpla în vremurile acelea, ca să înțeleagă toți cât de fericiți suntem astăzi, că suntem liberi și avem dreptul la absolut tot ceea ce ne dorim și trebuie doar să alegem, nu? Da. Practic, cum spune, îndemnul sau, cum să vă spun, favoarea pe care mi-au făcut-o colegii mei de a merge pe străzile care nu erau gata a fost cu gândul că eu plec și dacă tot pleci, tu ții tu și fă treaba asta. Vorbim de cartierul Nord din cartierul Bacău, Nord să specificăm Bacău. Pentru cei da. Care ne urmăresc da, da, din da. Zona Bacăului. Dincolo de strada Mioriței, străzile nici măcar nu erau numite. Erau conturate din cauza că blocurile erau deja gata și erau locuite. Credincioșii care veniseră acolo și s-au stabilit în zonă ni spuneau unde este locuința și scriau pe o hârtie la intrarea în bloc ca să știm cum să-i găsim. Sfințirea caselor, deși era o acțiune la limita legii, aia de a merge îmbrăcați cu semni distinctivi ale apartenenței catolice, să mergi în familie, nu era o treabă primită, dar zic, era la limită. A admis sau nu, pentru credincioșii catolici era o sărbătoare. Adică unde erau mai mulți pe scară, toți așteptau să vină preotul și era condus cu lumânarea aprinsă de la un apartament la altul. Era într-adevăr o bucurie când intrai în casele credincioșilor. Și eu am făcut operațiunea asta în mai mulți ani și zic că în anul acela mi-a revenit obligația de a merge în cartierul acesta. A fost pentru mine o bucurie pentru că îi cunoșteam pe toți cei noi care erau veniți în Bacău și în același timp spuneam că am fost urmărit o zi întreagă de poliție pentru că nu înțelegea ce se întâmplă și atunci îmi controlau foaia de parcurs pentru că eram cu mașina instituției și pentru asta o trebuit să completez la fiecare opriri de ce m-am oprit, când m-am urcat, de ce am pornit motorul și unde m-am dus, adică asta era condiția de a nu încălca legea. Și iată acum ce libertate, nu? Avem astăzi și cum, sigur. Acum, au evoluat lucrurile. Acum este imposibil pentru cineva să-și imagineze că n-are voie să meargă cu mașina lui. Pe vremea aceea se putea merge duminica numai dacă aveai un număr par sau un număr impar, pentru că o duminică era permis să se circule pentru mașinile care aveau numere pari, o duminica celălaltă invers. Sau, în cazul nostru, cum eram la parohie, a merge cu mașina instituției, asta era un privilegiu care se plătea prin completarea foii de parcurs. Totuși, deși erau atât de multe restricții, aud foarte multe persoane care spun că oamenii erau mai buni. Adică erau cumva înfrânați pe de-o parte, nu? Și aveau, li se puneau multe opreliști în ceea ce își doreau poate să facă, dar se spune că oamenii în acele timpuri erau mai buni. Era acel obicei pe scară, nu? Să împrumuți de la vecina. Era o altă comuniune între oameni. Ce s-a schimbat, de fapt? Libertatea ne-a făcut rău? Nu, libertatea ne-a făcut rău. Ne-am speriat noi de libertate și ne-am închis. Pentru că libertatea este o libertate care se comunică. Adică este un dar atât de important încât Dumnezeu însuși nu-l obligă pe om să se facă sfânt. Îi lasă libertatea să aleagă și să
urmărească un drum, o cale pentru ca să ajungă la Sfințenie. La fel și libertatea. Eu am avut ocazia să merg în Statele Unite la într-o vară acolo prin programul de a sluji, de a ajuta într-o parohie. Am rămas surprins că nu sunt garduri. Am rămas surprins că multe case sunt lăsate descuiate. Am rămas surprins că oamenii aceia la parohia unde am fost eu nu era o parohie teritorială, adică era o parohie istorică la care veneau oamenii care se simteau legați de biserica respectivă, pentru că, repet, era biserica de la fondarea orașului, era biserica asta, și acolo veneau toți oamenii de bunăvoință. Aveau o mulțime de opere caritabile și ceea ce mi-a plăcut, apropo, de comunicarea și comuniunea dintre oameni, toată lumea intra cu cel puțin 10 minute înainte în biserică. Când intra pe trepti, erau persoane care ofereau o bucățică de hârtie, fiecare își scria numele și îl punea pe piept. Cu 5 minute înainte de a se începe liturghia, ieșa parohul și invita: cunoașteți-vă unii pe alții. Și se cunoșteau toți și rețineau numele pentru că era scris pe pieptul fiecăruia. Și în felul acesta, când își dădeau pacea în biserică, oamenii se regăseau, era o familie, era într-adevăr o comuniune de oameni care mergeau, spre exemplu, să participe la împărtășanii, deci nu libertatea, pentru că dacă e să vorbim de libertate, libertatea, deci, maximă pe care mi-am imaginat-o, am văzut-o acolo. Și zic, libertatea nu au folosit-o favorabil. Da, nu închide. Noi suntem cei care a fi liber înseamnă a mai pune încă o broască la ușă, înseamnă a mai pune încă o încuietoare, asta ni s-a părut, a pune camere de luat vedere. Zic, noi ne-am speriat de libertate, nu libertatea este aceea care ne-a înrăit. Ați fost norocos pentru că după acele episoade trăite chiar la Bacău, despre care ne-ați povestit, ați plecat la studii la Roma. Cum a fost această trecere de la a te urmări poliția cu mașina, nu? Pentru a vedea ce încotro și cu ce scop, a ajunge la Roma, în acele temple dedicate credinței, în acel centru practic al credinței noastre. A fost într-adevăr o schimbare mare. Pot să vă spun că în Bacău, când eram, când vedeam un polițai, treceam pe partea celălaltă. Nu aveam nimic, adică pe conștiință, dar era mai bine să nu mă întâlnesc cu el. Când am mers la Roma, mi-a venit foarte greu să înțeleg că polițaiul stătea lângă mine în biserică, că făcea cruci la fel ca mine, când genunchea, când se ridica potirul sau hostia, îngenunchea la fel ca ceilalți. Am rămas și mai surprins când am rămas pe stradă și nu știam o adresă și polițaiul mi-a explicat, dar cât înțelegeam eu italiană și cum nu cunoșteam orașul și nu era GPS pe vremea aceea, a întors mașina și a venit și m-a dus până la adresa respectivă. Adică erau lucruri care nu puteam să cum spun, să mi le imaginez. Și bănuiesc că aveați și vestimentația de rigoare, nu? Nu, eram, deci, îmbrăcat, da, civil, dar bine, cu insemnele clericale. Păi, asta vreau să zic, că erau însemnele clericale și polițiștii vă îndrumau. În România vă urmăreau. Adică a fost într-adevăr o schimbare. Radicală. Înțeleg. Știu că aveți așa o nu știu cum să-i zic, o admirație aparte pentru o asociație și despre care aș vrea să ne vorbiți mai multe, despre Uniunea Mamelor Milostive. Spuneți-ne ce face această asociație și cum s-a născut ea până la urmă. Legătura mea cu această mișcare a fost voită pe jumătate.
Adică m-a invitat sora Elisabeta de la Butea, m-a invitat într-o zi să țin o prelegere despre congregația lor. Eu fusesem în congregația lor cu câțiva ani înainte și am stat pentru câteva zile la ei în casă. Camera care mi s-a oferit era dincolo de capelă, adică obligatoriu trebuia să trec prin capelă. Și cum tot timpul erau surori în adorații, mi-era jenă să trec prin capelă ca să deranjez, și atunci am stat în cameră și am citit tot ce am găsit acolo, toate materialele despre congregații. Când am venit aici acasă și ele s-aranjau la Butea, am tradus și viața superioarei, fondatoarei lor. Și sora mi-a spus dacă vreau să le spun ceva mamelor. Și le-am spus. Când am terminat, mi-a zis: părinte, nu vreți să mai veniți odată? Și am zis, hai să mai merg odată. Și a treia oară mi-a spus care-i tema. Nu mi-a mai zis dacă vreau să merg. Adică, și în felul acesta am luat contact cu gruparea asta, care era la începuturi. Am avut ocazia să merg de aici la Butea de mai multe ori cu ele, cu mașina, cu membrii ale grupării acesteia. Bine, am rămas plăcut, impresionat de atmosfera dintre persoane, de familiaritatea cu care vorbeau despre ceea ce fac, despre activitatea lor spirituală. Și lucrul acesta mi s-a părut frumos. Dar lucrul care m-a impresionat cel mai mult a fost cum colaborează femeile acestea pentru rezolvarea problemelor pe care le au. Ele se destăinui una la alta și în felul acesta se află că una are un copil bolnav, că pe una o bate soțul, că, nu știu, și se ajută între ele, e inimaginabil. Adică, mergând cu ele, vă spun că am rămas impresionat de darurile imense pe care le revarsă Domnul pentru comuniunea femeilor acestora, care se unesc ca să se roage și au programul lor de rugăciuni care depășește o leacă normalul. Adică au în fiecare zi o oră de adorație, o fac acasă sau dacă au posibilitatea la biserică, dar cele mai multe, pentru că au atâtea obligații în familie, o fac acasă, adică se ocupă de copii, fac mâncare, dar în timpul ăsta ele fac oferirea orei, o oră care amintește un eveniment din pătimirea lui Iisus. Adică joi, spre exemplu, de la 6 este cina de pe urmă, la 7 trădarea lui Iuda, la 8 Iisus în grădina Ghetsemani și așa mai departe. În fiecare oră persoana respectivă sau persoanele respective oferă ora aceasta de adorație a lui Iisus răstignit, o oferă pentru, și au câteva intenții principale care sunt pentru toate femeile care fac parte din grupare. Deci este înainte de toate pentru familii bune, pentru cetățeni corecți, pentru vocații la Sfânta Preoție, pentru chemări la viața consacrată și mai ales pentru creșterea și pentru viitorul copiilor. Un aspect deosebit la copii este rugăciunea pentru copiii care nu ajung să se nască, pentru copiii care sunt uciși. Și zic, este un lucru care m-a fascinat, zic, pentru obiectivele spirituale, dar, repet, m-a fascinat în mod deosebit pentru modul de întrajutorare între ele.
V-am zis că ocupă un loc special, mi-am dat seama că sunteți cumva foarte dedicat acestui proiect, dar ceea ce apreciez cel mai mult la Sfinția voastră și trebuie să le spunem acest lucru și prietenilor noștri, este că ați rămas ancorat în modernism. Iată, în urmă cu câteva zile a fost ziua de naștere a Sfinției voastre, ați împlinit o vârstă venerabilă, ați trăit și pe timpul comuniștilor, ați trăit și acea libertate despre care am vorbit și trăiți și aceste timpuri, aceste timpuri moderne cu o grămadă de canale de comunicare și trebuie să spunem că am văzut, aveți pe pagina de Facebook 3846 de prieteni, lucru pentru care vă felicit. Cum vedeți dumneavoastră Facebook-ul în viața de preoție? Este o posibilitate de relaționare cu oamenii. Și asta pentru mine ocupă un loc deosebit. Adică vreau să spun că atunci când am ocazia să întâlnesc cu un om, nu mai am nicio obligație care să fie egală. Adică când am întâlnit omul, toate obligațiile mele încetează pentru că am înaintea mea o persoană. Și zic, primul lucru care mă fascinează la mijloacele acestea de comunicare este posibilitatea de a intra, de a interacționa cu oamenii. Și al doilea lucru, care este poate mai important, dar nu-l subliniez atât de mult, este posibilitatea de a vesti cuvântul lui Dumnezeu. Nu atât de insistent, adică nu vreau, adică ca lucrul acesta să devină obositor, dar nu pierd nicio ocazie pentru ca să dau mărturie despre asta. Sunteți un model din punctul meu de vedere pentru absolut orice persoană, de orice vârstă și profesie, pentru că sunt persoane care la vârsta dumneavoastră spun că e prea târziu să învețe, nu se pot adapta, nu le trebuie. Chiar și eu am încurajat-o pe mama mea la un moment dat să-și facă Facebook, tocmai din acest motiv, pentru a socializa. Și acum iată că ascultă slujbele online și este ancorat în această parte a credinței. Părinte, viața este cu suișuri și coborâșuri. Vreau să vă întreb ce vi s-a părut cel mai greu în ceea ce ați trăit până astăzi, momentul în care stăm de vorbă. Care a fost momentul cel mai dificil al vieții Sfinției voastre? Momentul cel mai greu a fost atunci când nu mai aveam cu cine să lucrez la traducerea Sfintei Scripturi. În anul 1997 a murit Părintele Budău Anton. A fost pentru mine o pierdere inimaginabilă. Era doar cu câteva luni mai mare ca mine și a murit. Într-o dimineață l-am găsit în fața ușii acolo. Și lucrul acesta m-a dărâmat. A fost foarte greu să găsesc o persoană cu care să pot continua lucrarea, din diferite motive, fie că nu era pregătire, fie că nu era persoana dispusă la efortul ăsta, pentru că a face traducerea însemna asta toată ziua, de dimineață de la 8, adică după ce terminam programul spiritual de dimineață, era până la masă, fără pauză, până la masa de prânz, după care mergeam la masa de prânz și era până la cină fără pauză și după aia câteodată și seara continuam. Și atunci era greu să găsești pe cineva, adică erau oameni care oboseau, simteau nevoia să mai bea o cafea, să mai meargă la cineva, să mai dea un telefon și nu, adică am găsit greu până în, a fost și mai greu să mă înțeleg cu episcopul, că tot îi spuneam, îl găsisem pe Părintele Eduard Patrașcu. A fost un moment extraordinar când l-am descoperit, avea și pregătirea necesară și disponibilitate, numai că era greu, era vicar la Răducăneni. Putea să vină de 2-3 ori pe săptămână, câteodată de 4 ori, dar oricum erau 40 de kilometri venit, 40 de kilometri dus și am vorbit cu episcopul și zis, bine, măi, lasă că îl mut în altă parohie și l-am mutat la Horlești, unde era exact aceeași distanță și, cum spune, iarăși aceeași problemă. Și al treilea an
l-au mutat la Sfânta Tereza în Iași, unde n-avea timp deloc, adică era și mai greu ca să vină la lucru. Noroc că m-am îmbolnăvit și am avut o boală care m-a dus până o leacă dincolo în... Și atunci a venit și a spus ce trebuie, gata, și atunci l-a aprobat pe părintele Eduard, că vine la seminar și numai cu asta stați, vă ocupați cu... Mai rar oameni să zică, noroc că m-am îmbolnăvit, m-ați făcut din nou să zâmbesc, noroc că m-am îmbolnăvit și s-a întâmplat ce trebuia, nu? Da. Pentru că am vorbit de ce a fost greu, trebuie să vă întreb și care este cea mai mare mulțumire pe care o aveți? Bine, eu aș putea spune că viața mea întreagă a fost ocazie de mulțumire pentru tot ce mi-a dăruit Domnul, pentru oamenii pe care i-am întâlnit, mai ales pentru oamenii care i-am întâlnit și care m-au orientat în viață și m-au ajutat în viață. Nu știu cum să-i mulțumesc Domnului pentru asta. Dar aș putea spune că un punct de vârf al recunoștinței mele față de Domnul a fost momentul în care am tradus Biblia, am terminat-o de tradus. Adică am avut așa un sentiment că s-a împlinit. Adică era o așteptare de ani. La traducere am lucrat 22 de ani fără o săptămână. Și vă spun drept, când s-a publicat, a fost absolut extraordinar momentul. Este acest moment cel care vreți să rămână în mentalul colectiv peste timp? Ce ați vrea de fapt să-și amintească oamenii despre dumneavoastră peste ani? Când vă vor pronunța numele, ce să le vină în minte atunci? Aș vrea să-și aduc aminte că am fost un om. Un om printre oameni. Un om care am avut norocul să fiu preot și am avut norocul să fiu trimis pentru studiul Sfintei Scripturi și că am avut întotdeauna oameni minunați în jurul meu. Cărora ce le spuneți, părinte? Pentru a trăi cât mai bine credința și pentru a se adapta timpurilor pe care le trăim, ce le spuneți? Cum îi încurajați? Le spun să rămână fideli față de propria conștiință. Când m-am dus la Institutul Biblic, erau acolo cărți de toate felurile, scrise de catolici, scrise de protestanți. Eu cu formația mea de aici, adică studiam ceea ce zic catolicii. Aveam o anumită reticență față de ce scriu ceilalți. Și îl întreb pe profesor că ce să citesc. Și l-a spus tot. Zic, cum? Și el mi-a spus, pentru cel care este catolic, nu există nicio regulă decât aceea de a fi onest cu propria ta conștiință. Citești tot ce găsești și alegi ceea ce este bun. Bănuiesc că încă citiți foarte mult, nu? Da, cu ajutorul Domnului, da. Să fiți sănătoși, părinte, vă mulțumesc mult pentru că mi-ați acordat ocazia de a vă lua acest interviu. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți. Dragi prieteni, nu uitați să-l urmăriți pe Părintele Online, pentru că este acolo și își continuă misiunea și pe canalele moderne de comunicare. Vă mulțumesc din suflet. Dragi prieteni, dumneavoastră vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Invitatul Săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru și vă mulțumesc mult pentru atenție. Interviul săptămânii la RCIS FM.